Persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole trebuiau să achite 50% din impozit până la 27 octombrie. Pentru ca oamenii să nu mai fie nevoiți să se deplaseze la Drobeta, Turnu Severin, mai multe primării din Mehedinți au încheiat protocoale cu finanțele pentru a încasa impozitul agricol. Acesta se virează la bugetul de stat. Potrivit informația de severin.ro, agricultorii și crescătorii de animale își pot calcula singuri impozitul pe care îl au de plătit, ținând cont de normele de venit. Astfel, agricultorii trebuie să știe că dacă au cultivat peste 2 hectare de cereale, vor avea de achitat 239 de lei. În cazul în care au optat pentru oleaginoase, la peste 2 hectare trebuie să plătească 310 lei. Sumele cresc la cartofi, unde la peste 2 hectare cultivate, suma ajunge la 2219 lei. Cel mai mult au de plătit fermierii care cultivă legume în spații protejate pe o suprafață de peste 0,2 hectare. Ei trebuie să achite 3500 de lei. Pentru 0,3 hectare de flori și plante ornamentale, impozitul ajunge la 11.500 de lei. Nu scapă nici crescătorii de animale. De exemplu, pentru 2 vaci trebuie să plătească 396 de lei. Pentru o turmă mai mare de 50 de oi, impozitul este de 42 de lei. Aceeași sumă o plătesc și cei care au peste 25 de capre. În schimb, cei care s-au profilat pe apicultură trebuie să știe că la un număr mai mare de 75 de familii de albine trebuie să achite 30 de lei. Fermierii care nu-și vor achita impozitul integral până la data de 15 decembrie inclusiv vor fi nevoiți să suporte dobânzi și penalități de întârziere. Nivelul dobânzii este de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere, iar nivelul penalității este de 0,02%.